râs de scrum ce-ntărâta cheflui. Marcată cu aurul impur al suferinței, zicea metodistul Matei, și se scutura cu prins de oroare. Aveam pe atunci o inexplicabilă problemă cu mâini. Degetele îmi sângerau din mâna moară. Ea mă aștepta sub un pot de cale ferată, dreaptă în mijlocul misorii ca o lumânare. Mă oblojea cu fașă și salivă. Am 14 ani, 14 frați, 14 sunt farmecele ei la număr. După 14 zile nu vei mai ști de mine. Mă chema în bucătărie. Să n-ai grijă, zicea. Preocuparea părinților mei e acum un buzgan și o antenă. Mă învăța fumul în piept și avurul pe creier. Din abdomenul de plastic al unei păpuși scotea prezervative aromate. După o vreme o dădeam cu capul de pereți. Cu buzele umflate îmi căuta dosul palmei. O plezneam peste gură. Să nu mă mai bat, se ruga de mine și își frângea mâinile ca dinainte un mort. Să mă lași în pace, ziceam. Altfel îți rup gleznele. A plecat în Corint. Degetul pe care port e-mailul de la ea nu se mai vindecă. Suturează. Vin pat!